I'd like to praise God. Aș vrea să-l laud pe Domnul. For giving us opportunity to come together. Pentru că ne-a dat ocazia de a veni la oaltă. And to worship His holy name. Și de a ne închina Sfântului Său nume. Tonight. În această seară. We will study a special subject. Vom studia un subiect special. Entitled Time to Pay Homage. Intitulat Timpul de a da onoare, închinare. Since the beginning, men made inventions of many things in nature to worship and pay homage to them. De la început, oamenii au inventat multe lucruri în natură cărora să li se închine și cărora să le aducă omagiu. In some culture and religion, în anumite culturi și religii, they made a mere human being to be exalted as a god. Au făcut ca o ființă umană simplă să fie înălțată ca zeu. And give them respect equal to God. Și îi ofereau respect egal cu cel oferit lui Dumnezeu. Tracing back the history of the Old Testament. Privind în urmă la istoria Vechiului Testament. We can find that mere human being wanted to be worshipped by his fellow human being. Observăm că oameni simpli doreau să fie cei care primeau închinarea semenilor lor. In the Medo-Persian Empire, în Imperiul Medo-Persan, King Ahasuerus, regele Ahasuerus, promoted Haman above all the princes in the kingdom. L-a promovat pe Haman deasupra tuturor prinților din împărăție. We shall read Esther chapter 3 verses 1 to 3. Vom citi din Estera de la capitolul 3 versetele 1 la 3. Let us read in Romanian Bible. Citim în Biblia română. Estera 3 versetele 1 la 3. După aceste lucruri, împăratul Ahasuerus a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai pe sus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu, pentru ce calci porunca împăratului? Let's continue further for... Continuăm cu versetele 4 la 6. Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta, i-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie, dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci se spusese din ce popor era Mardoheu, și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasuerus. Who was Haman? Cine era Haman? Haman was the princess, the highest princess in the empire of Medo-Persia. Haman era prințul cu cel mai mare rang în Imperiul Medo-Persan. He was promoted by the king. Fusese promovat de rege. When he came out from the court, când ieșea din curtea împărătească, all the servants of the king will bow down to him. Toți slujitorii împăratului îi se închinau. But there was one person. Dar exista o persoană. Who was a Jew. Care era iudeu. His name was Mordecai. Cu numele Mardoheu. He refused to bow down himself to Haman. Care refuza să se plece înaintea lui Haman. And what was the reaction of Haman? Care a fost reacția lui Haman? Do you think he was happy? Credeți că era fericit? Then the servants of Haman reported to him, look, this man will never bow down his head to you. Slujitorii lui Haman i-au raportat, uite, omul acesta niciodată nu ți se închină, nu se pleacă în fața ta. So one time passed by, two times passed by, three times passed by, many times passed by, but Mordecai never bowed down his head to Haman. Și a trecut o dată, a trecut două ori,
de trei ori, de mai multe ori, Mardoheu niciodată nu și-a plecat capul înaintea lui Haman. Finally, Haman plot to kill Mordecai, even his people. Și în cele din urmă, Haman a complotat să ucidă pe Mardoheu și poporul lui. What do you think? Ce credeți? Why is it that Mordecai refused to pay homage to Haman? De ce refuza Mardoheu să îi aducă omagiu lui Haman? Do you think Mordecai was disrespectful? Credeți cumva că Mardoheu nu era respectuos? Do you know what was the reason why he never bowed down himself to Haman? Știți care era motivul pentru care nu se pleca niciodată în fața lui Haman? What was the reason? Care era motivul? Now let us ask the Bible. Să citim în Biblie. In the book Exodus 20 verses 3 to 5. În Exodul 20, versetele 3 la 5. Exodus 20 verses 3 to 5. Exodul 20, versetele 3 la 5. Go ahead. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Mordecai was a Jew. Mardoheu era evreu. He read the Bible. El citea Biblia. He knew the Ten Commandments. El cunoștea cele 10 porunci. And one of the commandments said, și una dintre porunci spunea, thou shalt not make no other gods before me. Să nu-ți faci alți dumnezei înaintea mea. Not to make any graven images. Să nu-ți faci chipuri cioplite. Similar to a person in heaven. Care se semene cu vreo persoană din cer. Similar to a person in the earth. Sau cu vreo persoană de pe pământ. Or under the water. Sau cu ceva de sub ape. Or under the earth. Sau de sub pământ. So aside from making images, it prohibits us to worship any person. În afară de faptul că interzice crearea de chipuri la care să te închini, porunca interzice și închinarea la oameni. Because God is a jealous God. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. He don't want that somebody will take the honor and glory belongs to him. Și nu dorește ca cineva să ia pentru sine onoarea și omagiul care îi se cuvin lui Dumnezeu. Now, who is worthy to receive worship and homage? Cine este demn să primească închinare și omagiu? We remember when Satan was tempting Jesus. Ne amintim că atunci când Satan l-a ispitit pe Isus. He brought Jesus in the mountain. L-a luat pe Isus și l-a dus pe munte. And he showed to him all the kingdoms and the riches of the world. Și a arătat toate bogățiile și toate împărățiile lumii. And he said unto him. Și a spus. All these things I will give to you. Toate aceste lucruri ți le voi da ție. With one condition. Cu o condiție. You will worship on me. Te vei închina mie. Do you know what was the answer of Jesus? Știți care a fost răspunsul lui Isus? Jesus said, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Isus a spus, Domnului Dumnezeului tău să te închini și doar lui să-i slujești. Is there any other being worthy to receive worship? Mai există vreo altă ființă demnă de a primi închinare? Not even angels. Nici măcar îngerii. Not even unfallen beings in heaven. Nici măcar ființele necăzute în păcat care trăiesc în ceruri. Who is worthy to receive worship? Cine este vrednic sau demn de a primi închinare? Only God. Doar Dumnezeu. In him we shall worship and serve. Lui ne vom închina noi și lui îi vom sluji. But why is it that God is worthy to receive worship or homage? Dar care e motivul pentru care Dumnezeu este demn, vrednic de a primi omagiu? Are there any reasons? Există
motive. Why we should worship God? Pentru care să ne închinăm lui Dumnezeu. Number one. Numărul 1. Because he is our creator. Pentru că el este creatorul nostru. In the book Revelation 14:7. În Apocalipsa 14:7. It says there, fear God and give glory to him. Spune, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă lui. And worship him that made the heaven and the earth. Și închinați-vă celui care a făcut pământul, cerul și pământul. And the sea. Și marea. And the fountains of the waters. Și izvoarele apelor. When was the time of the creation? Când a fost timpul creațiunii? We know that it was in Genesis 1:1. Știm că aceasta este raportată în Geneza 1:1. In the beginning God created the heavens and the earth. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Who was with God? Cine a mai fost cu Dumnezeu? In the book John chapter 1:1-4. În Ioan capitolul 1, versetele 1 la 4. God has companion when he created the world. Aflăm că Dumnezeu a avut un tovarăș când a creat lumea. It says here, in the beginning was the word. Spune aici că la început era cuvântul. And the word was with God. Și cuvântul era cu Dumnezeu. And the word was God. Și cuvântul era Dumnezeu. The same was the beginning with God. Același era la început cu Dumnezeu. All things were made by him. Toate lucrurile au fost făcute prin el. And without him was not anything made that was made. Și fără el nu s-a făcut niciun lucru din cele care au fost făcute. In him was life. În el era viața. And the life was the light of men. Și viața era lumina oamenilor. Who is this word? Cine este acest cuvânt? This word was with God. Acest cuvânt era cu Dumnezeu. And this word was God. Și acest cuvânt era Dumnezeu. And he was the one who created all things in this world. Și el a fost cel care a creat toate lucrurile din această lume. It is Jesus Christ. El este Iisus Hristos. So the Father, deci Tatăl, is worthy to be worshipped. Este vrednic, demn de închinare. The Son is worthy to be worshipped. Fiul este demn de închinare, vrednic de închinare. What about the Holy Spirit? Cum rămâne cu Duhul Sfânt? In the creation, la creațiune, the Spirit of God was moving in the water. Spiritul lui Dumnezeu se mișca. And when God said, "Let us make man in our image," pe deasupra apelor și când Dumnezeu a spus să facem un om după chipul și asemănarea noastră. The word "us" means plural. Cuvântul noastră înseamnă plural. There we can see that during the creation, the Father, the Son, the Holy Spirit was involved. Vedem de aici că la creațiune Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au fost împreună implicați. The Godhead should be worshipped. Dumnezeirea trebuie să primească închinare. Another reason why we should worship the Godhead because he is our creator. Un alt motiv pentru care trebuie să ne închinăm Dumnezeirii este pentru că el este our redeemer. I should say. Răscumpărătorul nostru. Now, giving back and paying homage to God has something to do in the plan of redemption. A da lui Dumnezeu închinarea are ceva de a face cu planul de răscumpărare. As we know in Romans 5:18. Cum citim în Ioan în Roman 5:18. In this planet Earth there were two Adams. Pe această planetă Pământ au existat doi Adam. The first Adam, primul Adam, brought us to condemnation. Ne-a adus condamnare. And the second Adam, și al doilea Adam, by his righteousness, prin neprihănirea lui, brought us all men to justification. Ne-a adus tuturor oamenilor îndreptățire. Of course, there were three options. Bineînțeles, existau trei opțiuni that God can make after the fall of man. Pe care le avea Dumnezeu după căderea omului în păcat. Number one, în primul rând, he can kill the sinner and create a new Adam. Ar fi putut să-l ucidă pe păcătos și să creeze un nou Adam. But if he will do that one, dar dacă ar fi făcut aceasta, Satan will accuse him, you are not a God of love. Satan l-ar fi acuzat, tu nu ești un Dumnezeu al iubirii. The second option is to abolish the law. A doua opțiune ar fi fost să anuleze legea. But the law is immutable.
Dar legea este imutabilă. This is character. Neschimbătoare, ea este caracterul lui Dumnezeu. To abolish the law means to abolish his power. A aboli legea ar fi însemnat să abolești puterea lui Dumnezeu. So the only option is. Deci singura lui opțiune era. Send his son. Să-l trimită pe fiul lui. To pay the penalty that the law required. Ca el să plătească pedeapsa pe care o cerea legea. So what is the requirements of the law if somebody will commit sin? Care era cerința legii dacă cineva păcătuia? Death. Moartea. So somebody will die in order to pay the penalty of the law. Cineva trebuia să moară ca să plătească pedeapsa cerută de lege. And the only begotten son was sent. Și singurul fiu al lui Dumnezeu a fost trimis. To save you and to save me. Ca să te salveze pe tine și să mă salveze pe mine. So who are involved in the plan of redemption? Deci cine este implicat în planul de mântuire? Only the Father? Doar Tatăl? The Son? Fiul? What about the Holy Spirit? Cum rămâne cu Duhul Sfânt? Let us read Review and Herald, May 2, 1912. Să citim din Review and Herald, 2 mai 1912. The Godhead was stirred with pity. Dumnezeirea a fost mișcată de compasiune față de rasa umană. The Father, iar Tatăl, the Son, Fiul, and the Holy Spirit, și Duhul Sfânt, gave themselves to the working out of the plan of redemption. S-au dedicat elaborării unui plan de planului de mântuire. In order fully to carry out his plan, it was decided that Christ, the only begotten Son of God, should give himself an offering for sin. Pentru a implementa complet acest plan, s-a decis ca Hristos, singurul fiu al lui Dumnezeu, să se dea pe sine ca jertfă pentru păcat. In order to save you and to save me. Pentru a te salva pe tine și pentru a mă salva pe mine. The three great personalities in heaven will work together. Cele trei personalități din cer au lucrat împreună. And the plan of redemption was executed at once. Și planul de mântuire a fost pus în aplicare imediat. So what is our only assurance? Care este deci singura noastră garanție sau siguranță? In the book 1 Corinthians 1:30-31. În 1 Corinteni 1 de la 30 la 31. We understand here that only Christ Jesus. Înțelegem de aici că doar Iisus Hristos, who made unto us wisdom, care a fost făcut pentru noi înțelepciune, righteousness, neprihănire, sanctification, sfințire, and redemption. Și mântuire. So only through Jesus Christ we have our assurance. Deci doar prin Iisus Hristos avem garanția noastră. Another reason why we should worship God. Un alt motiv pentru care ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu. Because it is not enough that we are redeemed from the penalty of sin. Pentru că nu e suficient să fim doar răscumpărați din pedeapsa păcatului. It is not enough. Nu e suficient. We need to be perfect. We need to be sanctified before going to heaven. Trebuie să fim perfecți, trebuie să fim sfințiți înainte de a merge în cer. And human beings. Ființele umane. In his own finite strength cannot perfectly obey God's law. În puterea lor finită proprie nu pot să asculte în mod perfect de legea lui Dumnezeu. Why? De ce? Why he cannot obey? De ce nu poate să asculte? Because the law demands perfect obedience. Pentru că legea cere ascultare perfectă. The law is holy. Legea este sfântă. Just and good. Dreaptă și bună. What about us? Cum suntem noi? Can we follow the law? Putem să urmăm noi legea? In the book of Romans 3:10, there is none righteous, not even one. În Roman 3:10 spune, nu este niciunul neprihănit, nu niciunul. What about our righteousness? Dar cum e cu neprihănirea noastră? What about going to church every Sabbath? Cum e cu mersul la biserică în fiecare sabat? What about having long sleeves, having necktie, cum long cu, hair, cum vegetarianism? Purtatul de mâneci lungi sau de cravată sau de părul lung sau de vegetarianism? Do you think this will bring us closer to God? Credeți că aceste lucruri ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu?
What do you think? Ce credeți? Does good works will bring salvation to you and for me? Vă vor aduce faptele bune salvare sau îmi vor aduce ele mie salvare? Without the righteousness of Christ? Fără neprihănirea lui Hristos? Let us see. Să vedem. Desire of Ages 762. Hristos, Lumina Lumii, 762. The law requires righteousness. Legea cere neprihănire. Righteousness, a righteous life, a perfect character. O viață neprihănită, un caracter perfect. But this man cannot give. Dar omul nu poate oferi acestea. He cannot meet the claims of God's law. El nu poate să corespundă cerințelor legii sfinte ale lui Dumnezeu. But Christ, coming to the earth as man, dar Hristos, venind pe pământ ca om, live a holy life. A trăit o viață sfântă. And develop a perfect character. Și a dezvoltat un caracter perfect. This he offers as a free gift to all who will receive them. Pe acestea el le oferă ca un dar fără plată tuturor celor care le vor primi. After you are justified, după ce ești îndreptățit, you don't have your own righteousness yet. Nu mai ai propria ta neprihănire. Until Jesus will give to you his righteousness, then you can start to keep the law. Până când Iisus îți dă neprihănirea lui, atunci poți să începi să ții legea. Why? De ce? Why that our good efforts going to church Sabbath after Sabbath? De ce eforturile noastre bune, mersul la biserică sabat după sabat? Why to be full vegetarian? Sau faptul, vegan? Faptul de a fi vegetarian complet sau vegan? Why following dress reform? De ce conformarea la reforma în îmbrăcăminte? Without the righteousness of Jesus. Fără neprihănirea lui Isus. Will avail nothing. Nu vor avea nicio valoare. Why? De ce? Let us read. Să citim. The religious services. Serviciile religioase. The prayers. Rugăciunile. The praise. Lauda. The penitent confession of sin. Mărturisirea plină de pocăință a păcatului. Ascend from true believers as incense to the heavenly sanctuary. Toate acestea se ridică de la adevărații credincioși ca o tămâie spre sanctuarul ceresc. Now, listen carefully. Dar acum ascultați atent. But passing through the corrupt channels of humanity, dar trecând prin canalele corupte ale umanității, they are so defiled. Ele sont atât de mânjite, that unless purified by blood, they can never be of value with God. Încât dacă nu sunt curățite de sânge, ele nu pot avea vreo valoare în fața lui Dumnezeu. What does it mean? Ce înseamnă aceasta? The best effort we can produce. Chiar cel mai bun efort pe care îl putem produce is still corrupted. Este mânjit totuși. Why? De ce? Because it will pass to this corrupted body. Pentru că va trece prin acest corp corupt. But însă, if you do it by love, dacă faci acel lucru bun din dragoste, if you do it by heart, din inimă, then those good works are motivated by love. Dacă faptele bune sunt motivate de dragoste, then the righteousness of Christ will be mixed with our good works. Atunci neprihănirea lui Hristos va fi amestecată cu faptele noastre bune. Then that good works will be acceptable to the Father. Și acele fapte bune vor fi acceptabile înaintea Tatălui. It is the fragrance of the merit of Christ that makes our good works acceptable to God. Parfumul meritelor lui Hristos este cel care face faptele noastre bune să fie acceptabile în fața lui Dumnezeu. And it is the grace that enables us to do the works for which he rewards us. Și harul este cel care ne face capabil să îndeplinim faptele pentru care el ne răsplătește. Our works in and of themselves have no merit. Faptele noastre în ele și prin ele însele nu au niciun merit. What does it mean? Ce înseamnă aceasta? Our good works has no power to buy salvation. Faptele noastre bune nu au nicio putere de a cumpăra mântuirea. Unless it will be mixed with the righteousness of Christ.
dacă nu sunt amestecate cu dragostea lui, cu neprihănirea lui Hristos. Now the last reason why we should worship God. Și în fine, ultimul motiv pentru care ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu. Because he is our supplier. Pentru că el este cel care ne întreține. The death of Christ we owe even this earthly life. Morții lui Hristos îi datorăm chiar și această viață pământească. The bread we eat is the purchase of his broken body. Pâinea pe care o mâncăm este cumpărată prin trupul său frânt. The water we drink is bought by his spilled blood. Apa pe care o bem este cumpărată de sângele său vărsat. Never one saint or sinner. Niciodată sfânt sau păcătos. It's his daily food. Nu mănâncă hrana lor zilnică. But he is nourished by the body and the blood of Christ. Fără să fie hrănit și de sângele și trupul lui Iisus Hristos. Let us remember. Să ținem minte. Every time we eat the bread. De fiecare dată când mâncăm pâinea. The cross of Calvary is stamped on every bread. Crucea Calvarului este imprimată pe fiecare pâine. Every drop of water we drink. Fiecare strop de apă pe care îl bem. The cross of Calvary is stamped on it. Crucea Calvarului este imprimată în el. What does it mean? Ce înseamnă aceasta? Without the blood of Christ. Fără sângele lui Hristos. You don't have the right to drink water. Nu ai avea dreptul să bei apă. You have no right to eat the food. Nici dreptul de a mânca hrană. That's why we need to praise him. Pentru acest motiv e nevoie să îl lăudăm pe Dumnezeu. And worship him. Și să ne închinăm lui. Why? De ce? Because he is our number one. Pentru că el este unul, creatorul nostru. Number two. Doi. He is our redeemer. Răscumpărătorul nostru. Number three. Trei. He is our sanctifier. El este cel care ne sfințește. Number four. Și patru. He is our supplier. El este cel care ne susține, ne întreține viața. Since God is our creator, savior and supplier. Întrucât Dumnezeu este creatorul, mântuitorul și întreținătorul nostru. How can we worship and please God the fact that he is invisible? And how can we come closer to him? Cum putem să ne închinăm lui Dumnezeu și să îi aducem, să-i facem plăcere când el este invizibil și cum putem să ne apropiem de el? In Hebrews 11:6. În Evrei 11:6. It is only by faith. Spune că acest lucru se poate doar prin credință. Without faith, fără credință, we cannot please God. Nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. We cannot serve God. Nu putem sluji lui Dumnezeu. Acceptable to the Father. Într-un mod care să fie acceptabil pentru Tatăl. How can I obtain faith in order to please God? Cum pot să obțin credință ca să fiu plăcut lui Dumnezeu? And render an acceptable worship. Și să îi aduc o închinare acceptabilă. There was a barber. Se povestește despre un bărbier. Busy cutting the hair of his clients. Care era ocupat să tundă părul clienților lui. And then all of a sudden a pastor came inside. Și la un moment dat intră dintr-o dată un pastor în frizerie. And he said, "You want to that your hair will be cut?" Și el îl întreabă, "Vrei să ți se taie părul?" Yes. Da. Come, sit down. Bine, vino și așează-te. Then he start to cut the hair. A început să-l tundă. And he said, "I think that you're a pastor." Și a spus, "Cred că ești pastor." Și, "Yes, how do you know me?" Și acela răspunde, "Da, cum știi?" "The way how you dress." După cum te îmbraci. "You look like a pastor." Arăți ca un pastor. "Yes." "Da." "How can I help you?" Cum pot să te ajut? "Ah, you are preaching about God, right?" Ah, tu predici despre Dumnezeu, nu-i așa? "But me, I don't believe God." Dar eu nu cred în Dumnezeu. So, who was the barber? He's an atheist. Deci, frizerul era ateu. And he said, "If God exists." Și a spus, dacă Dumnezeu există. "Why so many hurricane? Why so many flood? Why many children are suffering in Africa? No food.
no clothes. De ce sunt atât de multe uragane și furtuni? De ce sunt copii care suferă de foame și nu au îmbrăcăminte în Africa? And if God exists? Dacă Dumnezeu există? And if God is love? Dacă Dumnezeu e iubire? Why so many war? Why so many suffering in this world? De ce există atâtea războaie și atâta suferință în lume? You know, the pastor cannot answer. Și știți, pastorul nu a putut să răspundă. Keep his mouth shut. Tăcea. And pay. Și i-a dat banii. And he went out. Și a ieșit. As soon as he went out in the door of the barber shop. Imediat ce a ieșit pe ușa frizeriei. A man with long beard and long hair standing. Era acolo un om cu o barbă lungă și cu părul lung. And he quickly ran back to the barber and shouted, "You know, barber, I think barber did not exist." Și s-a întors imediat pe ușă la către la frizer și a spus, "Știi ceva? Frizere, cred că nu există frizer." What? Cum adică? I just cut your hair and you say barber does not exist? Cum adică eu tocmai ți-am tăiat părul și tu spui că frizerul nu există? And he said, "Yes." Și a zis, "Da." If barber exists, dacă frizerul ar exista, why this man has long hair? De ce are acest om părul lung? Why this man has long beard? De ce are el o barbă lungă? And the barber said, "It's easy to answer." Și frizerul i-a spus, "E ușor de răspuns." What is your answer? Care e răspunsul tău? This man did not come to me and cut his hair. Și a răspuns, omul acesta n-a venit la mine să-i tai părul. Da. And the pastor said, "Yes, God exists also." Și pastorul i-a zis, "Da, Dumnezeu există și el de asemenea." Why? De ce? Because you did not come to him. Pentru că tu nu ai venit la el. By faith. Prin credință. And listen to his word. Și nu ai ascultat cuvântul lui. How to meet the Lord? Cum să ne apropiem să-l întâlnim pe Dumnezeu? How to know the Lord? Cum să-l cunoaștem pe Dumnezeu? In Romans 10, 17. În Roman 10, versetul 17. So then faith cometh by hearing. Spune, deci credința vine prin auzire. And hearing by the word of God. Și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. May the Lord will bless us. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze. All around this camp of the young people. Pe toți cei care suntem la această întâlnire a tinerilor. And I appreciate the young people who came. Apreciez tinerii care au venit. Because you want to know Jesus. Pentru că voi vreți să-l cunoașteți pe Isus. You want to praise Jesus. Voi vreți să-l lăudați pe Isus. You want to worship Jesus. Voi vreți să vă închinați lui Isus. How? Cum? By hearing his word. Ascultând cuvântul lui. Where can you find his word? Unde puteți să găsiți cuvântul lui? By reading your Bible. Citindu-vă Bibliile. By listening to sermons. Ascultând predici. And having faith in his word. Și având credință în cuvântul lui. This is the way how to start worshiping and paying homage to the Lord. Acesta este modul în care să începeți să vă închinați și să-i aduceți omagiul lui Dumnezeu. This is my wish and prayer. Aceasta e rugăciunea și dorința mea. Amen. Amen.